Cât de adevărată este povestea cu sticla de alcool ascunsă? <laughs> Vedeți, mai ales la ruși, când te ducem în vizită, dar și la noi e la ușă, te primesc gazdele și le faci un cadou. De regulă, un buchet de flori dacă sunt femei, o sticlă de vin sau de alcool dacă sunt bărbați. Și colegul meu, Popov, cu care am zburat în spațiul cosmic, mi-a spus: Știi, sus nu e voie cu alcool, dar dacă ducem ceva, este foarte binevenit. Hai să facem cumva, să le ducem o sticluță. Și eu știa că eu adusesem de acasă niște sticle tip ploscă de coniac românesc, coniac drobeta, se găsea atunci, în sticle de 200, de 300 de mililitri. Cunoștea acele sticle, m-a rugat să iau două din ele la baiconuri, le-am luat și a zis, acum trebuie să facem cumva, să ducem măcar una sus. Și cu toate controlele foarte stricte, am făcut cumva, beneficient și de experiența lui, să ducem o sticlă de aceea sus. Uh, am ciocănit în trapa prin care se trecea din nava cosmică în laboratorul spațial. Colegii de dincolo care de două luni de zile zburau, erau extenuați, erau obosiți, foarte bucuroși însă să vadă oameni noi. Știam de mult. Ne-au întrebat ce ne-ați adus. Zic scrisori de acasă. Bun. Au crăpat ușor trapa, încă nu era momentul pentru televiziune să ne transmită că trecem în direct dincolo. Le-am dat scrisorile. Ce ne-ați mai adus? Niște ziare proaspete, bun, să citiți și voi noutăți. Pe atunci comunicațiile radio erau foarte rare și bine controlate. De asemenea, ce ne-ați mai adus? Uh soția unuia mi-a dat niște ceapă proaspătă să o duc. Zic, uite, niște ceapă de la Nina, soția ta, Volodia. Ura foarte bine, altceva, ce ne-ați adus? O sticlă pe care le-am strecurat-o prin trapă. În momentul acela s-a auzit de dincolo, ura, s-a deschis <laughs> trapa, am luat în preț. <laughs> Și în aceeași seară s-a terminat. Era foarte puțin. Ce gust are cu col... în cosmos? Uh, cred că același gust, să știți că n-am prea apucat să testez, la au băut ei. <laughs> Cum se bea un lichid în, în spațiu? Uh, foarte interesant. I-am auzit la un moment dat, lichidul fiind în sticlă, uh, Caută păhărelul, caută păhărelul, îi spunea Covalionu, comandantul echipajului stației orbitale, inginerului de s-a vină, Și mă gândeam în mintea mea, care atunci mă întâmpâneam, mă ciocneam de imponderabilitate și vedeam cum se desfășoară unele lucruri în imponderabilitate, ce păhărel, că doar din sticla aceea nu curge, că lichidul nu are greutate. Și Savinăh a fugit la un echipament de unde a scos un tub prin care treceau niște lichide, a pus două cleme să nu mai curgă nimic pe acolo și a venit cu acel tub cu care s-a subt lichidul din sticlă. cel era păhărelul în spațiul cosmic. Șapte zile, nu? a stat în cosmos. Șapte zile, 20 de ore, 42 de minute. Ați numărat timpul uh, cu ore, cu secunde? Uh, nu are o altă valoare timpul în cosmos? Uh, pot să spun că are altă valoare datorită uh, unicității spațiului cosmic, nu atât datorită uh, teoriei relativității a lui Einstein. Pentru că la viteza cu care zburam noi de 8 km pe secundă comparată cu 300 de mii de km pe secundă viteza luminii care intră în ecuația de dilatare a timpului, uh, timpul nu s-a dilatat uh, practic pentru noi în spațiul cosmic. În schimb, Timpul are altă dimensiune în funcție de trăirile pe care le ai acolo în spațiul cosmic. Practic, primele zile au trecut foarte greu. În primul rând, datorită imponderabilității, apare un disconfort general în organism. Sângele e pompat spre cap, o serie de procese metabolice se modifică și nu într-un sens foarte plăcut se deshidratează la început organismul, nu simți nevoia să bei, dar în același timp ai o anumite strângeri pe la spatele, simți, coloana vertebrală ajunge să te doară pentru că nu mai suportă greutatea organismului și se dilată puțin vertebrele. Cu toate acestea, trebuie în același timp să efectuez experimentele științifice, teste medicale numeroase de două ori pe zi, aveam foarte mult senzori pe noi și transmiteam la sol parametrii noștri medicali. Timpul trecea greu. În sfârșit, după a treia, a patra zi, m-am obișnuit cu imponderabilitatea, deja mă simțeam bine, pluteam nestingherit în interiorul stației orbitale și mi-am dat seama că timpul începe să treacă mai repede iar ultimele două zile au trecut ca o clipă aproape. Atunci evaluam multe rezultate ale experimentelor științifice, trebuia să adunăm echipamentele, unele dintre ele să le transportăm cu noi în nava cosmică, la sol, trebuia să pregătim nava cosmică pentru a aduce la sol mai multe echipamente, pentru a se detașa ulterior de stație orbitală. Iar chiar ultimele momente când am reîmbrăcat costumul de scafandru cosmic, am trecut în nava noastră și am închis trapa, mi s-au părut uh, clipe. Desigur, uh, mă gândeam că ar fi foarte frumos dacă aș mai avea ocazia să mă reîntorc în spațiul cosmic. M-a impresionat extraordinar și m-a impresionat pozitiv. În momentul în care am aterizat după. Uh, o perioadă de câteva zeci de minute, numai trecând prin atmosfera terestră din nou cu suprasarci în vibrații foarte mari. Când am aterizat, am fost scos din nava cosmică alături de colegul meu, așezați pe un șezlong semi-orizontal pentru a aștepta un pic să-și revină organismul în noile condiții de gravitație. Se produc transformări inverse în organismul uman și nici acelea nu sunt foarte plăcute. Dar stând un pic, încep să-ți revii, apoi încă două, trei zile de modificări în organism pe care le simți, îți revii și după aceea trece totul, mai ales după un zbor de scurtă durată. Ei bine, am fost întrebat de reporteri. Te mai întoarce în cosmos, aș spune și mâine dacă se poate. Ce v-a deranjat cel mai mult acolo? Durerile fizice, frica de necunoscut. Uh, curiozitatea. Curiozitatea m-a mobilizat să fac cât mai multe lucruri, să observ cât mai mult. Eram absolut convins că indiferent ce ar apare acolo în spațiul cosmic, noi ne putem salva cu nava noastră cosmică, desigur. Acolo nu tragi pe dreapta, ai coborât din navă și aștepți să vină <gângări> o mașină de reparat. Dar acolo te salvezi cu nava ta și aveam deplină încredere în nava noastră. Deși ne-a făcut mici probleme după lansare și la aterizare, nu au fost atât de grave încât să ne pericliteze securitatea sau viața. Deci, în afară de problemele de adaptare la imponderabilitate, starea de disconfort care nu este plăcută. În afară de acestea, totul mi-a mi lăsat o amintire extraordinară asupra zborului meu cosmic.